Iar noi acum mergem mai departe cu cea mai simpatică artistă, și anume Maria Andreea, pe care am văzut-o că în vacanță s-a afișat cu un alt bărbat, altul acela decât iubitul ei. Cine este? Ce s-a întâmplat cu iubitul ei medic? Nu mai sunt împreună? Iubitul este gelos? Nu este? Dar și când devine mămică, aflăm chiar de la ea, chiar acum. Te pupăm, Maria! Bună, Maria. Te pupăm! Te pupăm, ce sexy ești! Oh! Altceva? Ești foarte sexy, mai bine dai pălăria de acolo. Ce frumos. Mulțumesc. Ce frumos este la tine acolo, ce frumos. La noi plouă, să știi, de un an plouă în România. Da, știu că mă uit, știi, așa și văd tongheroștii pe româncă, nu știu cum se zice. Adică dacă plouă, dacă are soare și este foarte urât timpul acolo. Starea vremii, adică. Da. Starea vremii, da. Ce faci tu? Am înțeles că ești în vacanță, da? Și că alături de tine în viața ta, în această vacanță, este un domn misterios. Ce se întâmplă? Luminează-ne tu. Da, este un domn, cum l-ai zis tu? Misterios. Misterios. Da, este. Este fratele meu și un prieten de-a nostru. Stai un pic. Deci este fratele tău, stai un pic, și un prieten de-al fratelui tău. Uh-huh. E, prietenul ăsta al fratelui tău ne-a trezit nouă suspiciuni. Păi, suntem doar prieteni, știi? Nu nimic altceva, că eu am relație încă cu ăla care eram, știi? Cu medicul, nu? Da. Cu medicul, așa, deci... Așa chestie, nu se lasă ușor din mână, știi? Nu se lasă. Dacă noi ne-am speriat așa, am zis, băi, a renunțat la medic așa de repede, acum e cu altcineva în vacanță, știi cum e, te gândești la toate variantele. Păi da, știu, păi de asta nu postez, știi, nici fotografii cu băieți sau așa, că știu că o să se ia după aia altfel, știi? Da, se interpretează. Și că nu am nicio problemă și așa, o las mai bine să doar așa de pe mine, știi? Da. Amândoi chei. Chei, ca tine. Dar iubitul tău nu este gelos? Uite că ai mers în vacanță doar cu fratele și cu prietenul fratelui tău. Da, el și ce sunt spune? Amândoi chei, fără păr. Sunt chei. Păi și ce? Stai un pic și ăștia chei ce au? Că stai așa că și eu am chei, eu ce am? Adică tot. Ai și tu, are și prietenul meu care este doctor, da. Are și fratele meu și prietenul. Deci, stai un pic. Deci, ideea este următoarea. Că și dacă și medicul este chel, el putea să fie gelos. Că zicea, băi, nene, a plecat cu, hai, fratele ca fratele. Dar și prietenul fratelui tot chel, îi plac chelios și hați, păi ei. Poate îi confundai. Și de acolo gelozia. Știi ce se zice când cineva, un bărbat, când este chel, are adrenalina și mai sus? Da, așa este. Vă pot confirma. Am adrenalină. Zi. Poftim? Începuse să spui ceva. Ai rămas la adrenalină. Da, când este bărbatul, știi așa, că el are adrenalina și mai sus. Nu știu dacă o zic bine. Am înțeles. Adică le are toate în sus, știi? Le are pe toate în sus. Da, bărbatul și ei, zic eu care știu de la viața mea, sunt ce mai bun la totul. Da, toate în sus, uitați, părul voi, totul stă voi. E, uite, vezi un lucru frumos. Îți mulțumim, noi chelioșii îți mulțumim din suflet, ne-ai făcut super păi reclamă. Păi așa este. Și așa vă aștept la mine dacă vreți să veniți un august, o să-mi vină și doi prieteni de-a mei din România. O să vină Bogdan și Puca. Ar fi minunat, aș veni și eu, mai ales acum că am auzit că-ți plac Elio și gata. Sunt primul pe plajă. Să vii și tu, să vii și Bianca, să vii împreună. Eu își lasă chelie, Bianca. Și vă iau eu de la aeroport. Păi stai așa pe mine, să nu mă lași acasă. Cum? Pe mine mă lași acasă? Dar trebuie să băgați injecția în voi înainte să veniți. E, uite, vezi aici, e mai că nouă ne e frică. Apropo de injecție, Maria, spune, cum e relația ta cu doctorul? Cum este relația ta cu doctorul? Cu iubitul tău, cu iubitul cum te mai înțelegi? Este bine, dar eu acum nu puteam să fiu cu el, care știe un parc, în altă zonă. Și eu vreau să vin aici la plaie, știi? Uh-huh. Și acolo să fie toți doctori și așa, și eu nu-mi place așa parcul mie, știi? Dar mai există un doctor în viața ta, că ai fost cam indecisă, n-ai știut. Poftim? Mai există vreun doctor în viața ta, că ai fost cam indecisă cu răspunsul. Nu, păi este el, este aceeași, dar
ok, nu sunt toate super pe lume, știi, există și probleme. La toți care au relații există probleme. Dar de ce vă mai certați? Mai este gelos? Poate ești tu geloasă? Păi da, el este mult mai mare decât mine la vârstă, știi? Păi am, mai am zis-o pe chestia asta și eu că sunt mai mică și eu, bine, nu sunt așa de mică, dar e ok. Stilul meu mai fac prostii sau așa și nu aud sau așa, dar este ok, cred, nu știu. Dar e că este, el mă iartă. Am înțeles. De ce? Tu profiți de sufletul lui bun și ești la plajă, ești în vacanță și el o iartă, o iartă pe Maria, că da. E. Uite. El m-a trimis, el mi-a plătit pe toate și mi-a zis să mă duc unde vreau. A, da? Ce noroc! Ce noroc! Uite, Bianca spune că ai un noroc extraordinar. Să te trimite da, iubitul la plajă, da. El să plece la congres. Da. Așa da viață. Și care chestia? Eu am cunoscut-o pe Bianca are un an de zile și eu atunci eram singură. Și da. Mi-aduc aminte, Bianca, cum mi-ai zis tu mie că o să găsesc și eu drumătratea mea, fi într-o zi. Păi și uite că ai găsit-o. Dar spune-mi un lucru, mama Dolores, mică. Spune-mi, Maria, ție ți-e teamă că uite el pleacă singur undeva, pleacă la aceste consfătuiri medicale și tu rămâi singurică, poate și el își găsește pe acolo o frumusețe, o fată cu părul blond așa, cu părul crez. Asistentă. O asistentă. Nu există. Păi eu sunt jumate-jumate. Eu am și frumusețe că sunt româncă. Dacă eram numai cipriată sau greacă, nu eram să fiu așa. Nu, româncele sunt frumoase. Și eu că sunt jumate româncă, sunt și eu. Nu găsește pe alta, nu. Am înțeles, da. Crezi că te-a trimis în vacanța asta pentru a trece mai ușor și peste momentul acela mai puțin fericit, acel moment critic, să spun eu, în care ai pierdut sarcina și a vrut să te ajute să te refaci oarecum, el fiind medic și știe ce-ți trebuie? A, nu, el tot timpul îmi zice dacă vreau să mă duc și în România, să mă duc oriunde vreau, nu are probleme sau așa, că știe că curul meu nu stă la un loc, știi? Sunt o persoană care, așa, acum, care stăm și vorbim noi împreună, da. Vreau să te ridice, știi? Da. Și nu mai pot. A, s-a exprimat pentru că nu știe exact bine, foarte bine limba română, fundul a vrut să spună. E foarte comică. Adică este foarte îi place să umble, să se plimbe și să fie da, activ. La noi este o paremia asta care dacă este o fată sau un băiat care nu poate să stea la un loc, se zice că nu pot să stau cu curul la un loc. Da, fii, da, am înțeles, nu. Am înțeles ideea de prima oară. Deci ești o fată care îi place să umble, să călătorească, să se bucure de viață. Apropo, da. Ce mai merge pe acolo? Ce business-uri mai merg? Ce se mai face? Tu ce mai faci cu viața ta? Din ce câștigi, de exemplu, niște bănuți? Din ce ai putea să câștigi pe acolo? A, noi am luat din asta care face pe, nu știu cum se zice pe româncă, mama, cațiche, poți lăgând asta romanica? E căprioare, mm-hmm. Avem noi căprioare, oițele. Aha. Am luat o farmă din asta, că mie îmi place caii, animalele îmi place. Un fel de fermă, nu? Un fel de fermă. Aha. O fermă, am înțeles. Capre din astea și noi smulgem de acolo lapte, ouă și are altceva care ne dă mai jos. Hai să-ți spun ceva, la mulți nu te-am mai văzut. La mulți nu te vedeam așa cum arăți tu. Uite acum în costumul ăsta de baie să te văd mulgând. Nu știu, ce ai vrea să mulgi, de exemplu, păi, dacă ai avea? Eu totdeauna, fiecare săptămână mă duc acolo și smulg, știi? Dar ce-ți place să mulgi cel mai mult când te duci la fermă? Da? Ce-ți place să mulgi? Mulg. Ce? Da, ce? Oaia! Capra! Poate văcuța! Mi-e frică să nu zic pe prostie, dar mama mea al păceală tău și îmi zice ce să zic, dar că nu știu pe româncă, corect, știi? Nu. Zic că nu poți să zici o prostie, că... Vaca! Da, nu, este aia care are niște țuțe mari și le scoți laptele. Vaca! Și cât e, vreau să te întreb un lucru, cât e de mare? E mare sau e micuță? Asta cu sânii... Vaca, e mare! Deci nu-i vaca. Are mare și are lapte, deci e clar, e altceva. Noi n-avem animatul aici. După aia se duce laptele și îl punem la ergostasio, la fabrică, mai mult, eu zic pe greacă și apă româncă, se duce la fabrică și se curăță lepțișorul, știi, și se duce la vânzare. Am înțeles, deci din asta faceți bani acum mai nou? Este... Nu, el are bani. Are bani, dar uite mai face așa din când în când. Asta ce să zic, ai o viață minunată, să poți să te duci să mulgi
animalul acela mare cu care dă nu știu ce dă, miere, ce dă, ouă, nu știu ce dă. Ideea e că... Lăptic, ouă. O, lăptic, da, ați văzut, v-a zis că dă și ouă animalul ăsta. Deci știi că vorbește de strâmbă. Deci dă și ouă, e ceva. N-a ajuns în România, nu știm. Da, e urmitorim ceva, dar este minunat. Te felicităm, uite, văd că este foarte cald acolo, că-ți faci... Câte grade sunt la tine? Câte grade sunt acolo? E, e 34, 5, Maria, undeva 35. La acolo. Oho, la noi sunt 20 de grade, ninge, plouă, e o superbitate în România, pe cuvânt. Acolo trebuia să fiu eu. Avem impresia că suntem într-o altă... Într-o altă parte, în Narnia, de exemplu. Te rog, Zibian, că ai vrut să întreb ceva. Da, îi spunea Marie că râdem noi, ce râdem de animăluți, ouă, lapte și așa mai departe, dar voiam să te întreb dacă ne dai vestea cea mare. Uite, ziceai care că... Vestea cea mare, cu un bebeluș, cu ajunsul la altar. Spuneai că luna august ai planuri foarte mari. Ce vrei să faci în august? Mă gândeam că poate ne dai vreo veste, că aștepți un bebe, că te măriți. Știi, iubita, care e chestia? Eu cu tine o să vorbesc sincer, că știi că noi le vorbim. Făceam multe dochimezi, dochimezi pe româncă, excuse me, dochimezi pe româncă, dochimezi, încercări. Încercări, iartați-mă, dar nu știam vorba. Fac multe încercări, dar încă nu pot. Știi, eu cred că când este, când vrea Dumnezeu, nu știu. Dar bine, sunt supărată după chestia asta, dar trebuie să-mi iasă chestia asta din cap, știi? Trebuie neapărat. Da, e, viața e lungă, ai tot timpul din lume. Important este să dacă nu-l fac cu el, cu altul fac sigur. Bravo! Aici am trebuit. Acum îmi dau seama de ce e singur în vacanță. Bravo! Da. Maria, noi îți mulțumim foarte mult pentru discuția din această după-amiază. Îți dorim vacanță plăcută. Lângă cei... Vă aștept cu mare drag la mine, ca să veniți. Venim cu drag, mai ales acum că am aflat că-ți plac Elio și sunt primul, mă urc în primul avion și vin. Ideea este să fii tu cu minte până atunci, să fii cu minte până vin eu. Sunt foarte cu minte. Asta, păi nu că se vede, de-aia mi-e la teamă. Te pupăm, îți dorim vacanță frumoasă și te mai așteptăm așa în direct să ne mai spui ce ai mai făcut. Eu vă pup. Te pupăm și spor la mulți, spor la mulți. Te pupăm, te pupăm. Doamne, da. Ei, uite, așa trebuie să stea în picioare. Da, în fine, acum.